Seara, mă, băi și fete, am găsit ceva interesant. Am intrat pe 5M, am scris România în căsuța de căutare, am dat la players și uitându-mă eu bine pe aici, am observat ceva interesant. Mai exact, Moldova Roleplay este primul server de 5M pe care l-am văzut vreodată din Moldova. Nu cred că a mai fost vreodată un server de 5M moldovenesc, cel puțin să aibă toate detaliile din Moldova, din câte văd eu pe aici. Așa că, mă, băi și fete, am zis să încercăm împreună să vedem cum este Moldova Roleplay. Ok, suntem aici la metro, din câte pot eu să văd. Bine ai venit pe Moldova Roleplay, nu uita să intri pe discord.gg Moldova râpă, urcă-te pe scări. Hai să mergem aici sus, văd că de început primim 5.000 de nu neapărat de dolari, de lei moldovenești, bun venit. Și hai să vedem pe aici puțin, poți chema un taxi sau închiria un scooter, nu știu exact de... Ia uite, de aici apasei pentru a închiria un scooter și aparent am primit o trotinetă. Așa că, mă, băi și fete, văd că nu prea este lume pe aici. Aseară am văzut eu că era foarte multă lume pe server, undeva pe la 150 de jucători. Și sincer să fiu, mi se pare un lucru super, super interesant. Nu știu acum cum este serverul, o să stau câteva ore pe aici să vedem dacă prindem și ceva roleplay-uri. Sunt foarte, foarte curios. Așa că hai să mergem noi pentru prima dată să ne îmbrăcăm și după care o să mergem să vedem cam ce mașini sunt la showroom și joburile și tot ce trebuie. Ok, ne parcăm aici frumos scooterul. Nici o mașină personală, probabil o să-mi o fure băieții, dar nu sunt foarte, foarte sigur. Hai să mergem să ne facem caracterul. Am de stai așa că nu am bani la mine. Am înțeles. What the fuck? What the fuck? Mă, băi și fete, hai că mi-am făcut și eu caracterul, dar din păcate nu prea mai am niciun ban, din câte puteți voi vedea. Bine, probabil o să trebuiască să îmi fac cumva permisul, dar nu prea știu dacă o să-mi trebuiască ban, dar o să mă duc până la secție. Văd aici showroom-ul, e super interesant. De asta e așa, să mă duc eu aici la băia să-i cerșesc ceva. Nu știu exact dacă trebuie să vorbesc cu accent sau nu. Salut, salut. Salut. Domnul, am și o întrebare. Domnul, aveți să-mi dați niște bani, domnul? Da, nu am, domnul. A, bine, bine. Săracșa. Bine, bine. Mă, băi și fete, nu uitați să apăsați pe butonul de like dacă mai vreți videoclipuri de genul, să intrăm pe server random, să vedem cum sunt, că sincer mie mi se pare super, super interesant cum este. Deci nu uitați să vă abonați, mă, băi și fete, să facem cât mai repede 10.000 de abonați și să apăsați neapărat pe clopoțel pentru a fi primul care vizionează videoclipurile mele de pe acest canal. Și după cum puteți observa, suntem aici la secția de poliție care, sincer, e super, super mare, dar nu prea văd pe nimeni care să fie pe aici. Și nu prea aș vrea eu să fac ceva ilegal, să intru pe aici, dar nu știu, sincer, mamă, de cum sunt clădirile, văd că sunt cam toate modificabile. Sincer, e destul de fain acest lucru. Mă, vedem noi aici câteva mașini, nu știu exact dacă o să pot eu să mă urc în ele. Ia să vedem noi aici ceva schemă, nu pot. Hai să o luăm pe asta, altă, să vedem, nici pe asta e închisă, asta nu. Hai să mergem cât mai repede. What? Ia, mai să mergem noi până la showroom dacă tu sunte pe aici. Pase pentru a accesa mașinile și vedem că sunt doar câteva mașini. Asta e premium, gen costă foarte, foarte mult. Uite, de exemplu, Opel Adam costă 30.000. Interesant. Și cați la mașina de poliție. Am găsit-o într-o parte. Da, domnul. Hei! What the fuck? Ce s-a întâmplat, domnul? Ce s-a întâmplat? Te le bei pipi, dar eu stai jos din mașină ca să-i fută o băt pe schinare, bă. A furat mașina? Da, numai și. Mamă, ia uite aici ce mașină avem. Oare putem să o luăm sau nu? Ia, aia zic, e descriată. Aia atunci să și rulăm frumos. Brat, brat, dă-ți mă să iau la volan repede, să alegi un pic planul și ala acolo. Sui, 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 sui. A luat-o, domnul, așa pur și simplu s-a dus. Te-am găsit-o. Ăsta e piderul ăla cu caropca acolo, da? Da, da, da.
A furat mașina, domnul. Păi el ne-a furat, ieși ca-n pulă. Păi, pățan, hai, ieși de mașină, zic că e. Fă-te, băi, un teaser pe schinare și gata. Dar el e bun și nu va uite. Eu vrei să te acolo cu dânsul pe Discord și nu... Tu vrei, este amoia cu dânsul pe Discord, dar e zi-mi pulă să iasă și suie cu mine în mașină, dar așa. Ia mă să mă trag eu aici pe dreapta și să facem noi un tichet. Să vedem cam ce job aș putea eu să fac, admin tichet, scrie... Da, așa, hai să vedem. Salutam și o întrebare, gen un job care e mai ok la început, cam care ar fi? Pescar. Ok, bun, mersi. Mersi frumos. Ia mai să ne punem aici la jobul de pescar, care este, sincer, este cam departe, dar hai să vedem cum este, sincer. Ok, mă, băi și fete, haideți că am ajuns și la jobul acesta de pescar, să vedem puțin cum este. Văd că nu prea este nimeni pe aici și nu prea știu de ce, probabil băieții nu prea fac joburi, probabil au alte afaceri, dar hai să vedem, mă, dacă ne putem la jobul de aici, dacă am venit degeaba sau nu. Ok, deci avem aici pase ca să te angajezi, te angaja cu succes, pescar, pescar din anii 80, pescar. Ok, și acum probabil din câte văd eu acolo în față mai avem încă un checkpoint pe care o să trebuiască noi să mergem să pescuim cu o barcă. Pasă E ca să ții barca de pescar, ai spawnat o mașină cu succes și acum cred că va trebui noi să mergem la checkpointurile acelea de... Pentru că am mai văzut o barcă, dacă nu mă înșel, să mergem noi să vedem puțin cum putem noi să pescuim. Uite aici frumos, așa că merg. Răspuns aici un băiat pe chat. Deci va trebui noi să venim în zona asta, după care o să pusăm PE și hai să vedem unde putem să-i vindem sau probabil o să ne scrie pe undeva. Deci am prins un somn și o pisică de mare. Hai să pescuim așa puțin, zic, și să mergem să vindem, să vedem cam cât o să primim. Ok, nu știu dacă este cineva în barca asta, dar cred că e cineva care s-a băguit sau barca asta merge singură. Ok, sincer să fiu, n-am stat prea mult, dar am prins 5 pisici de mare și 5 bucăți de somn, așa că sincer nu prea știu eu pe unde să pot să le vând, probabil la pescarul ăsta, asta e așa. Pescar din anii 80, nu prea cred. Cred că va trebui noi să mergem la un 24x7. Băi, salut, mă auzi sau nu? Salut, salut, da. Știi cum spuneam, pești în port bagajul mașinii. Stai așa puțin, stai. Bă, sincer, nu știu nicio. Că am încercat, dar nu știu. Nu știu. Ok, mersi oricum. Salut. Frate, te duci în oraș? Da, te duc. Tot să vin cu tine, că gen nu mai am mașină, mi-au luat-o. Cât costă un E34 de ăsta? Eu l-am luat în salon, cu 30.000. Am înțeles. Și pești oare unde se pot vinde? În oraș acolo, la unde vin și pierzi pe așa. Nu știu, dar mă interesează. Bun, mă, băieți, uite la această ușă putem noi să ne vindem pești. Apasă pentru a deschide meniul și hai să vindem somoni. Avem 5 bucăți și 5 bucăți de pisică de mare și 5 bucăți de somn. 500 cu 600 avem 1100 de lei moldovenești, ceea ce este super, super bine. Deci, mă, băieți și fete, cam pe aici se termină videoul. Părerea mea este că, sincer, este un server de 5M, doar că este din Moldova. Adică, na, vedeți și voi în video accentul băieților. Da, adică nu este nicio problemă dacă jucați și din România pe acest server, adică nu văd dacă ar fi vreo problemă, având în vedere că vă înțelegeți cu jucătorii. Dar na, bineînțeles că ca pe fiecare server de 5M există troller și na, băieți care nu știu roleplay, deci de asta nu prea sincer ai cum să scape orice server ți-ai face tu, o să fie acolo câțiva trollori. Deci cum v-am spus, serverul este din Moldova, cu jucători moldoveni, dar puteți să jucați și din România, nu este nicio problemă. Deci mă, băieți și fete, cam acesta a fost serverul. Vreau să spun că am văzut și anumite faze la alți youtuberi mai amuzante și sincer chiar am râs cu băieții la videouri. Dar na, cum am spus, pe orice server există troller și pe orice server există și băieți care fac roleplay. Deci mă, băieți și fete, cam aici se încheie acest video. Acesta a fost serverul Moldova Roleplay. Nu uitați, dacă v-a plăcut acest video, să apăsați pe butonul like. Numele meu a fost Webster2K. Vă salut, pa, pa.